Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la nou cu povestile mele. În vlogul de astăzi, man, vreau să vă spun că a făcut un tovarăș de-al meu accident. Mergem să vedem mașina, vă arăt mașina cum a fost bombardată. Dar scopul acestui vlog nu e ca să vă arăt mașina bombardată. Nu este ca să, eu știu ce, oricum nu-i mașina mea. Este ca să vă spun cum să reacționați în caz de accident. Și vă povestesc cum s-a petrecut accidentul, unde s-a petrecut, în ce circunstanțe și de ce. Practic, a noapte în jurul orei 3, circulam regulamentar, circula tovarășul meu regulamentar așa pe drum, așa, nu știu, la ora 3 noaptea, da? Când deodată vine unul și bum în spate. Ca oricare, se produce accidentul cum se produce, nu ai timp să realizezi. Eu mi-aduc aminte că n-am luat curba aia jos acolo la mine, am mărit unde urcăm noi. Odată cu zeatul meu, Toledo. Deci de repede s-a produs pam 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 și m-am trezit doar în șanț și eram acum să vedem cum o scot de aici. Înțelegi? Deci s-a produs atât timp, atât de repede încât n-ai timp să realizezi ce se întâmplă cu tine, practic. Când colo un Range Rover a lovit în spate, vă arăt și mașina că ajunge la Craiova, că ajunge imediat, suntem pe undeva pe la ieșire din Filiaș. Ce-i partea asta? Luis, că știe ce e asta? Brădești, Brădești. La Brădești aici undeva. Când colo unul mor de beamă viața mea dintr-un Range Rover, sănătoasă. Alcoolemie de 0,77 în aer respirat, dai seama că în sânge avea rupere. Sănătoasă. Mulțumesc. Mai poți? Un pic. Un pic mai poți, da, și după aia nu mai poți, gata. Să-i pauză. Mor. Acum, când l-a lovit, ăsta a vrut-o și fugă de beat. Norocul care a fost? Că nu mai pori mașina, mă. Voi vă dați seama, mă, că în cazul în care fugea ăsta, nu-l mai găsea nimeni aproape că se ascundea mașina aia pe undeva, în așa fel încât dă-i și caută, dă-i și alea, dă-i și alea, dă-i și alea, așa. Cum justificai tu că te-a lovit unul și că înțelegi? Nu prea aveai cum. Revenim la fraza asta. Când el l-a lovit în spate, din ce am vorbit la telefon, mașina ar fi destul de avariată în partea din spate, merge foarte greu pe drum, dar totuși merge. Ce trebuie să faci când cineva te lovește halul ăla? Primul și primul rând trebuie să sun la 112. Din ce cauză? Apelul este înregistrat și nu se mai poate da la pace oricât ar încerca niciunul. Și mai ales când omul este băut, într-o oarecare măsură, tu nu prea mai ai de-a face tare cu cazul, cât faptul devine penală. Din cauza faptului că alcoolemia fiind destul de mare, faptul devine penală și deja dosar penal, nu mai e contravenție, e penal. Acum bine și bine ar fi, sun la 112 din punctul meu de vedere, a venit poliția, bum, 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 dacă e nevoie te vai, te doare gâtul, că poliția nu vine decât în cazul în care sunt victime, te vai, te doare gâtul dacă, sau ceva de genul. Înțelegi? Ca să vină poliția, să ia los alcoolemia, că altfel n-ai cum, vine el pe 2-3 zile, pune pe altul la volan, pune, și să zicem că ai dat-o la pace. Dar ai dat-o la pace când omul nu ar fi băut. Bă, tu când ai 0,77 în aer respirat, ce caută tu la volan? Tu nu meriți să ai permis de conducere. Conducere? Cum zici bine? Conducere, nu? Nu conducerele. Conducere. Tu când ai 0,77 în aer respirat, tu nu meriți să fii șofer. Înțelegi? Atunci ce faci? S-ar putea ca din șocul pe care îl iei atunci când faci accident să nu mai judești limpede. Și sfatul meu e 1, sun pe cineva lucid. Nu știu, un prieten bun care știe despre ce e vorba. Un părinte, un tată, o mamă. Ușor. Pentru că ei sunt mult mai lucizi decât tine și te învață altceva decât tu încerci să-ți dai seama atunci că se poate să ai șoc. Și să nu-ți dai seama pe moment ce ar trebui să faci în așa fel încât să fie bine pentru tine. După care, sfatul meu ar fi să sun la 112, să vină poliția, mai ales când nu ești vinovat și când te-a lovit omul, cum să mergi pe drum să lovească în spate? Să mergi pe drum să lovească unul în spate, să te spargă. Înțelegi? Acum, indicația să ai tetiera mai sus decât capul, în așa fel încât când te lovește să dai cu capul în tetieră, ete așa, că dacă nu dai cu capul în tetieră, îți rup gâtul, să ai capul pe spate și îți rup pe gâtul. Și dacă îți rup pe gâtul, e grav, că spune coșciuc de la gâta aceea, păi, știi? Așa faci. La coșciuc aia ține la gât. E grav să ai gâtul rup, n-am avut niciodată și nu vă doresc să ajutați ceva.
mare. În cazul în care vreți beut mort, rupt în gură, bă, merg cu 60, mă, să mă bată mama, m-a depășit tirul ăsta de mă umili. Bine, eu așa merg, 70 limita și cred că 70 merg. Dar nevoie de... 70. Da, și 70 merg. În fine. Acum, când vine poliția și când tu-l vezi așa în halul ăla, bă, n-ai cum să nu mergi mai departe. Ce înseamnă asta? Una la mână. În Anglia merge să faci minim 2-3 mii, în cazul în care te lovește și ești nevinovat. Pentru că te sună firmele de recuperare. Firmele de... Altul camion mă depășește pe aici, bă. Și în curbă. Și în curbă și nici nu are loc pe drum, fii atent și tu. Că trecut pe sensul meu. Dacă nu merg, ce să fac? Eu merg cu 90. Ce să fac eu, că nu merg? Aia e fața. Eu merg cu 90 pe aici, bă, pe curbă ăștia, că aici n-ai voie să merg cu 90. În curbă periculoasă, poftim. În curbă periculoasă. Treci după bandă pe alta așa, în curbă. El n-are loc acolo pe banda aia din stânga, că acolo e banda îngustă, vezi? E normal. De-aia mă, și te duci și ieși de pe drum ca să treacă. În fine. Acum, în Anglia merge să faci minim 2-3 mii, că te sună firme de recuperare și te învață. Cum am întâlnit eu cu un tovarăș de-al meu, tot din Craiova era și el, și m-am văzut, avea omul un Celest Power, când am dat atunci amenda aia cu punct, de-aia aveți voi aminte. Au ce casca, mă, ușor să nu mă înghiți. Ca doamne, dar m-a zis cumva așa, și l-a lovit ceva în spate la semafor, tot așa. Și l-au sunat firme de recuperare și au întrebat, domnule, doare ceva? El a zis nu, prima oară. Domnule, doare ceva? Doar a zis nu. A treia oară, cum domnule, că trebuie să vă doară, știi? Păi mă, doare dacă e, ca să facem bani, zice. Știi, firma de recuperare. Și l-au trimis să-și facă masaj la gât vreo 3 ședințe. Și i-au dat de la asigurare 3.000 pentru daune de vătămare corporală la gât. La gât este singurul loc în care nu se poate dovedi că ești lovit și că suferi de ceva. Te duci la un masaj de gât, dacă ai copii prin mașină, copiii pot să sufere un șoc, să-i trimiți la psiholog și în instanță dacă se ajunge acolo, dar nu se ajunge, că oricum pierde, îi poți cere daune morale. Eu nu vă învăț ca să faceți rău, dar vă învăț într-o oarecare măsură să-i pedepsiți pe aia care fac rău în trafic. N-ai tu cum să-mi spui că tu n-ai vrut să faci rău când ai mers, când ai urcat la volan cu 077 în aer, știi? N-ai tu cum să spui treaba asta, înțelegi? Practic, acum vă spun așa niște tipsuri, așa fel încât să le folosiți în favoarea voastră, în caz care vă lovește cineva. Înțelegeți? Și acum, nu vă urcați la volan beți. Beți, niciodată. Niciodată. Că nici eu nu m-am urcat în viața mea, să le vorbesc acum. Eu nu mă urc, nici. Adio. Eu la Cârciumă, dacă mă duceam, beam o bere acolo, s-a mașinat, plecam pe jos acasă. Și ai 500 de metri, o jumătate, un kilo, maxim un kilo. În fine, acum că ai copii, copiii poate suferi un șoc, ce înseamnă? Duci copilul la psiholog. În așa fel încât îi faci o factură de 30 de milioane să-ți mai dea și daunele pe care le-ai suferit tu. Înțelegi? Acum, lăsând astea la o parte, cam aici ar fi tot de spus. Eu, când o să ajung în Anglia din cauza faptului că ăla cu tirul m-a alergat pe autobandă, vă spun direct că mi-au două camere, una o pun pe față, una o pun pe spate. Că nu de mult râdeam de cei care aveau două camere de dașca murdinarea. Că aveau două camere, una pe lunetă în spate și una pe lunetă în față. Mi-au două camere în așa fel încât să fie o siguranță. Că vă dați seama dacă lui ăla îi pornea mașina, că fugea cu ea în lume? Și cum îi dovedeai tu? Cum, dacă tu nu știi niciun număr de matriculare, nu știi nimic, cum dovedeai tu că ăla te-a lovit și cum e? Înțelegi? Îmi iau două camere din alea cu GPS, cu tot ce vrei, și pe față și pe față mă, două camere, să nu mai am eu nicio treabă cu nimic. Înțelegeți? Ca idee, dacă vreți să vă luați, sunt foarte bune camerele aia, dar luați niște camere deștepte, care să aibă ora, data, minutul, secunda, locația și tot ce trebuie. Bun. Acum, din câte știu, sunt aproape, eu sunt sigur că pe Anglia, când ai probleme cu mașina, o să primești, uite, nu semnaliză, uite. Bă, dar nu-i merge nu s-a semnalizarea, mă, ce s-a întâmplat? Actă semnalizat acum, da. Da, mă, bravo. Bine, nu se seama așa din manevra pe care a făcut el, în fin. În Anglia, când ai probleme cu o mașină, chiar dacă o lovești tu și vrei să o repari prin asigurare, că poți să faci și chestia asta în Anglia, mergi și dai mașina ta și ți se dă o mașină în schimb pe claim-ul de la asigurare, adică tot asigurarea plătește, știi? Chestia asta. Acum am înțeles că și în România a început să implementeze acest sistem, nu știu dacă este englezesc sau din ce limbă provine, habar n-am, nu, că atunci când te lovește cineva, ți se dă mașină în schimb. Asta e o chestie foarte bună. Interesați-vă la asigurări, interesați-vă la firmele de la care aveți mașină, de exemplu, dacă ai
Dacia, îi dai de la Dacia. Dacă ai, pentru că oricum tu trebuie să-ți repari mașina în reprezentanță și să-ți iei piese pe original, cum ai avut pe ea, nu? E ceva normal. Că tu ai avut mașină bună și vrei mașină bună, nu vrei râsul lumii după aia, după ce te-a lovit, știi? Sau, în Anglia, există și oportunitatea de a avea daună totală. Daună totală, înțelegi? Adică în funcție de daună, dacă îți sparge un spoiler, nu poți să-i dai daună totală. Dar, de exemplu, dacă îți strâmbă două uși pe o parte și aia, poți să bagi la daună totală, vine și tu evaluează și îți dă, spune bata, poți să dau pe ea, dacă îți convine atâta pe ea, bine, dacă nu, înțelegi ce zic? Bun. Suni și faci jos de o altă mașină, în schimb, și cred că o să primești mașină, am eu impresia, așa mi s-ar părea normal, o să primești mașină din aceeași categorie din care face parte mașina ta, înțelegi? Ca să-ți mai poți face treaba în continuare, cum ți-o făceai și înainte. Mie mi se pare ceva normal. E practic normal, pentru că există oameni care depind foarte mult de mașini. De exemplu, ai un business cu mașina aia, nu poți să renunți la ea că vezi doamne te lovește unul. Îți strică, pur și simplu, strică business-ul, știi? Și mi s-ar părea corect ca asiguratorul în asiguratorul să-ți ofere pe timpul reparației o altă mașină în schimb pentru care să plătească asigurarea celui care te-a lovit, nu? Și acum vezi tu ce faci când te descurci cu el, dar în principiu trebuie să te duci la doctor să te vaiți că bă, ai avut așa, că eventual să primești și ospitalizare pentru nu știu ce, din cauza faptului că eu nu aș ierta, te vă spun drept. Dacă unul m-ar lovi pe drum drept așa, din senin, mai ales cum îi văd că conduc în România, foarte agresiv și nu le pasă de nimic, nu se realizează de nimic, te înjură dacă nu pleci cu 3 secunde, dacă 3 secunde nu pleci de la semafor, s-a băgat toți morții pe câți și în casă și uite ăsta merge cu 200, pe național sau unde limita 80. Înțelegi? Și pe pod. Dacă unul dintre ăsta m-ar lovi, nu l-aș ierta. Nu l-aș ierta indiferent. I-aș cere daune morale, pagube, materiale, telefon care mi l-ai spart pe mașină. Tot. Înțelegeți? Pentru că numai așa îi mai poți liniști pe ăștia, că ăștia-s nebun, mă. Ăștia-s nebun. În fine. Terminăm cu paranteza asta, cred că v-am spus tot ce ar trebui să vă spun în acest vlog. Vă arăt imediat mașina și revenim.